A fost bătută cu pumnii și picioarele de către propriul soț. Este drama unei tinere din capitală. Femeia povestește că nu este pentru prima dată când este luată la bătaie, iar cel mai grav este faptul că se întâmplă în prezența celor doi copii. Statistica arată că odată cu începerea pandemiei, numărul femeilor supuse violenței a crescut alarmant. Domnița Cotoman povestește că în după-amiaza zilei de sâmbătă, după o ceartă banală, a fost luată la bătaie de către soțul ei. A fost lovită crunt cu picioarele și pumnii în regiunea capului. Simțeam cum pleacă viața din mine deja. Eu mă aflam la pădea când el, nu știu, mă bătea țintit în cap. Eu am impresia că ceva a murit din mine. Și așa și este. A murit un om care a fost înainte. Eu sunt deja cu totul alt om. Eu nu o să mai fiu cum am fost niciodată. Eu nu o să pot. Tânăra afirmă că nu este singura dată agresată fizic și verbal. Eu am observat de mai multe ori că are niște chestii foarte strașnice. Însă cum nouă ne place să trăim în iluzii, mi-am creat și eu niște iluzii. Un om te bate în propria ta casă față de propriul tău copil. Trebuie să fac ceva, trebuie să mă reanimez. Eu am doi copii. Eu sunt nădejdea lor. Potrivit datelor oficiale, 3 din 4 femei din Republica Moldova sunt supuse pe parcursul vieții la diferite forme de violență. Victimele care sunt supuse violenței în familie sunt îndemnate să apeleze la numărul afișat pe ecran. Avem telefonul de încredere care pot apela femei și fete victime violenței în familie, 24 din 24. Persoanele care se adresează sunt informate ce pași trebuie să facă, unde să se adreseze, primesc consiliere psihologică, primesc informație juridică. Potrivit datelor Inspectoratului Național de Securitate Publică, în primele 8 luni ale anului au parvenit peste 10.000 de apeluri din partea femeilor agresate fizic, verbal sau sexual.